Salut și bine te-am regăsit la un nou tutorial video pe tutorialevideo.info. În tutorial de astăzi o să mai facem un unboxing la o placă de sunet pe USB, mai bine zis un adaptor audio USB 2.0. Este vorba de acest adaptor. După cum se poate vedea, acesta transformă mufa jack în mufa USB în mufa jack. Este de la Logilink. Acesta funcționează pe USB 2.0 și USB 1.1. Se observă și aici. Haideți să desfacem și noi pachetul, să vedem ce avem în pachet. Aproape că l-am desfăcut. Niciodată nu mă descurc prea bine în ceea ce privește pachetele. Am pus-o și în tutorialul anterior, numai de aceea mi-am luat-o foarte ca la mine. Îmi face munca mult mai ușoară. Avem, după cum se vede, CD-ul de instalare, driverul pus tot pe un mini disc. Da, îl vom pune aici. Avem manualul cu instrucțiuni. Ne arată și ilustrat acest adaptor. Vreau să spun că prețul unui astfel de adaptor este foarte scăzut. Am dat noi la 30 și ceva de lei pe el. Mulți poate vor spune, da, dar nu va fi sunet de calitate, nu și nu. Din fericire, la acest preț, acest adaptor își face treaba foarte bine, sunetul este foarte calitativ. Nu l-am luat de capul meu, l-am luat la recomandare, am văzut cum funcționează acest adaptor. Adaptorul este pus într-un alt ambalaj, să zic așa. Haideți să vedem cum scăpăm de acesta. Cred că cu foarfeca. De obicei nu am răbdare. Să desfac altfel pachetele. Am scăpat de ambalajul cu pricina. Acesta este este adaptorul. Avem mufa USB pe care o introducem în calculator sau laptop. Avem două LED-uri, unul roșu, unul verde, care ne arată atunci când avem conectat mufa jack audio sau mufa jack de la microfon. Avem și butoane de volum, volum plus, volum minus, și încă un buton de apă. Sunt două butoane în un singur, on-off microfon și on-off ieșire audio. În mare, cam acesta este adaptorul. Cum am spus, nu am dat foarte mulți bani pe el, o să-și fac treaba foarte bine. V-am arătat microfonul în tutorialul anterior, pentru asta l-am luat. Laptopul meu nu are nicio, are o singură mufă jack aceasta audio, nu are mufă jack pentru microfon și va fi perfect pentru conectarea microfonului vocal.
M-am spus, acest este adaptorul, sper în cazul în care nu aveți la laptop un spațiu pentru un spațiu jack unde să băgați microfonul, cumpărați acest adaptor, este foarte ok. Eu sunt convins că își face treaba foarte bine pentru faptul că mai știu persoane care au acest adaptor și îl folosesc. Acesta a fost tutorialul de astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi bună în continuare. La revedere!